Cristina Casandra a terminat cei 8 km ai cursei pentru senioare pe poziția a treia în spatele stelistei Roxana Bârcă și a dinamovistei Iancuța Bobocel. În cursa feminină de tinere desfășurată pe o lungime de 6 km, Iulia Coșarcă a prins la rândul ei podiumul, sosind a treia în spatele bucureștencei Liliana Danci și a piteștencei Oana Mircea. Din păcate, sportiva legitimată la CSM Suceava nu va participa la europenele de cross, întrucât Federația Română de Atletism a decis să trimită la întrecerea continentală doar echipa de senioare. Cristina Casandra va pleca încă de la jumătatea lunii noiembrie într-un cantonament în Portugalia, în vederea pregătirii pentru campionatele europene de cross ce vor avea loc pe 11 decembrie în Slovenia.